Invitat în cadrul emisiunii Raportul Zilei, Florin Cârciumaru a declarat că a purtat deja o discuție cu Constantin Niță, noul ministru al energiei, pe care l-a invitat la Gorj. Președintele PSD Gorj susține că își dorește organizarea unei întâlniri la care să participe premierul României Victor Ponta, noul ministru al energiei și conducerea complexului energetic Oltenia. Chiar l-am invitat să vină la Târgu Jiu cât se poate de repede, să organizăm o întâlnire cu domnul Ciurel și cu specialiștii din minerit, din domeniul energetic din județul nostru, din Oltenia. S-ar putea chiar să vină când vine premierul pe 27. Eu i-am lansat invitația, dar nu mi-a confirmat dacă va veni sau nu va veni cu premierul la Târgu Jiu. Cârciumarul a atenționat deja pe Niță cu privire la sistemul de energie din Gorj și se declară îngrijorat, deoarece noul ministru nu este un specialist în domeniu. Liderul PSD Gorj i-a recomandat ministrului energiei să fie foarte atent pe cine numește secretar de stat, deoarece are nevoie de cunoscător pe lângă el. I-am spus să fie foarte atent în ceea ce privește sistemul energetic din județul Gorj și să fie foarte atent la promovarea secretarilor de stat, adică lângă dânsul să fie numit secretar de stat specialiști pe probleme de minerit, pe probleme de energie produsă în termocentrale din manager care n-a lucrat niciodată în acest domeniu, are nevoie. Ponta și Niță sunt așteptați la Gorj pe 27 decembrie.